Candidatul PDL pentru funcția de europarlamentar, Orestan Onofrei, a declarat că Bucovina, în mandatul lui Gheorghe Fluture, a fost promovată la cote maxime. Onofrei a menționat că în ultimii doi ani, de când PSD a preluat conducerea județului, se încearcă o promovare a Bucovinei, care este transformată într-un bâlci. În mandatul lui Gheorghe Fluture la Consiliul Județean 2008-2012, Bucovina a fost promovată și a fost cunoscută cum n-a fost promovată și cunoscută niciodată în istoria ei, probabil nici pe timpul austriecilor. De 2 ani de zile asistăm la un fel de kitsch, la un fel de surogat de promovare a Bucovinei. Un fel de epigonii a lui Gheorghe Fluture, care încearcă cum să pricep ei și mai ales cum nu să pricep ei să promoveze Bucovina. Sigur, uneori ajung în derizoriu și uneori ajung să transforme Bucovina în bâlci. Orestan Onofrei a făcut câteva precizări despre promovarea de astăzi a marilor proiecte inițiate de Gheorghe Fluture. Hora Bucovinei ni se propune să mergem să vedem cum niște oameni își dau foc. Ce legătură are niște cascadori care vor să ajungă în Guinness Book cu spiritul bucovinean, doar cei care din disperare încearcă să atragă atenția. Altfel noi nu avem absolut nicio explicație. Paște în Bucovina, lumina sfântă nu mai vine de la Ierusalim, vine la Bacău, pe roți. Deci asta este un exemplu crasă de neputință. Noi bucovinieni suntem învățați așa, dacă nu poți face un lucru, nu te apuca de el. Democrat liberalul sucevean a făcut câteva comentarii legate de mutarea exponatelor de la muzeu în incinta unui hipermarket. Acum am aflat din afișele PSD că Ștefan cel Mare e PSD-ist. USR trăiește, de fapt el e mort, dar trăiește ca să profite de ceea ce cândva românii au fost păcăliți cu simbolul USR. Un fel de, exact cum fac unii care țin mortul ascuns ca să ia pensia. Deci PSD-ul, de fapt, vrea să ia pensia USL-ului pentru că, ca să-l țină în geam. Bine, el țin pe afiș, îl țin la vedere. De asemenea, ea mi s-a părut de un ridicol ieșit din comun să, chiar dacă economic sau administrativ sau periodic ajută sau are explicații, dar mi s-a părut de un ridicol ieșit din comun să duci pe Ștefan cel Mare la mol. Deci Ștefan cel Mare la mol, închipiți-vă ca și cum ar trebui să continuăm să-l ducem pe Suleiman Pașa în bazar, pentru că are legătură cu turcii și se aproape acolo și poate să întâlnesc acolo în drum să se bată. Sau să-l ducem pe Iosif al II-lea la Kaufland și pe Napoleon la Carrefour. Pe Țepeș îl ducem la Consiliul Județean ca să-i aducă pe acești copii amatori cu picioarele pe pământ sau de fapt să-i ridice puțin de la pământ. Pentru că altă soluție nu există. La final, candidatul PDL a adresat un îndemn către conducerea județului. Rog, iau rugăminte mare la Cătălin Nichifor, care nu e un băiat care nu înțelege, să nu-și bată joc de Bucovina și de bucovineni. Sigur, nu-i foarte bucovinean, dar nu trebuie să fii bucovinean ca să-ți însușești acest spirit. Noi când vorbim de Bucovina, nu vorbim de Bucovina din granițele ei istorice. Vorbim de întreg județul ca spirit, ca mod de promovare, ca mod a ceea ce înseamnă acest lucru.